Supărat după o ceartă cu soția sa, un bărbat a plecat într-o plimbare dornic să se calmeze. Înainte să fie oprit de polițiști, acesta a parcurs peste 450 de kilometri. După conflictul cu nevasta sa, bărbatul care are 48 de ani a mers pe jos timp de o săptămână. Pe data de 1 decembrie, agenții de poliție l-au găsit în timp ce se deplasa pe marginea unui drum național la ora 2 dimineața. Deși locuia în nordul Italiei, bărbatul a reușit să ajungă în Fano, un mic oraș pe coasta adriatică, aflat la o distanță de 450 de kilometri. La început, polițiștii care l-au oprit pe bărbat pentru încălcarea regulilor de carantină nu au crezut că acesta venea tocmai din Como. După ce au verificat numele, oamenii legii au aflat că bărbatul fusese dat dispărut de către soția sa cu o săptămână în urmă. Presa a relatat că bărbatul era obosit, însă părea lucid și a recunoscut că nu și-a dat seama că a parcurs o distanță atât de mare. El a mai spus că a primit mâncare de la oamenii întâlniți pe drum. În călătoria sa, italianul a mers în medie 65 de kilometri în fiecare zi. Sunt bine, doar puțin obosit, a declarat acesta potrivit unei publicații din Italia. Soția bărbatului, care a venit să-l ridice de la poliție, a confirmat că acesta a ieșit din locuință în urmă cu o săptămână după o ceartă și nu mai fusese văzut de atunci. Relatează mesajul.ro.